Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și vești bune, s-a deslușit. În sfârșit s-a deslușit misterul elevei descălțate la Bacalaureat. Știți că am vorbit că au descălțat membrii comisiei o elevă. Da, că avea scris pe Adidas. Da, membrii comisiei au considerat că și-ar fi scris fițuici pe tenis. Asta ar fi prima dată când am auzit de această metodă de copiat, să scrii fițuici pe tenis. Am văzut la circ, sunt diverse persoane care pot să facă cu degetele de la picioare chestii, scriu, pictează. Mie mi-ar fi foarte greu, adică asta cu fițuicile, pentru că nu pot... Mă, frate, e foarte greu să ridic piciorul și nici nu mai văd bine, la distanță. Te deranjează așa? Și burta odată. Doi, da, trebuie să vezi foarte bine la distanță. Bă, da, și trei, materia trebuie să fie foarte puțină ca să o bagi pe Adidas și respectiv. Și asta e adevărat, dar te gândești, bun, la practic, ok, să presupunem că cineva își scrie fițuici pe pantofi, la vedere, că așa au prins-o, nu? Că erau la vedere. Da, da, da. Cum face să copieze de pe fițuice? Că trebuie să stea sub bancă, scoate piciorul așa, lateral, să uită într-o parte sau cum? Mai știi ce gimnastă era și pune piciorul pe bancă? E suficient să ai 2-3 formule, poate nu ții minte teorema lui Pitagora, nu poți. Da, da, da. Se o scrie acolo și încă 2-3, atâta, n-ai fițuici la propriu. Eu aș înțelege dacă ar fi cizme de alea de pescărie. Știți care sunt alea, tip salopetă, practic. Atunci poate. Deci s-a întâmplat la Colegiul Șincai. Ieri la Parlament, secretarul de stat de la Educație, domnul Florin Lixandru, a dat o explicație de gâgă, ca să o spunem pe dreaptă. Zice așa, citez. A fost vorba despre o elevă care avea o pereche de Adidas de care atârnau niște mini-cărți cu anumite texte scrise pe acele cărticele agățate de pantofi. Vreau să-mi dau palme acum, că nu mai pot, nene, cu secretarul de stat. Mai citez o dată, domnul Alexandru. Exprimare liberă, vorba colegilor de la Paraziții. A fost vorba despre o elevă care avea o pereche de Adidas de care atârnau niște mini-cărți cu anumite texte scrise pe acele cărticele agățate de pantofi. Deci mini-cărți, mini-cărți, înțelegi? Oare cum definește maxi-cărțile? Mega-cărțile și hiper-cărțile, cum există? Și avem și mili-micro-nanopico, adică pico-cărțile, cum ar fi? Nu știi asta cu mili-micro? Ba da, dar mă gândeam la o hipercarte acum, dacă ar fi cât camera asta sau cât masa. Cât ușa de biserică. Da, da, bună asta. Treaba cu mini-cărțile a fost lămurită totuși de eleva însăși, care a postat amuzată poze cu tenis și buclucaș. Deci ea avea niște tenis de ăștia moderni pe care scria ceva și pe lateralul pantofilor scrie cu alb pe negru, tenisii erau negri, cu logo alb. Scrie în engleză următorul text. Eu o să-l citesc în engleză și după aia își dau și traducerea. Zice, defining the gray area between black and white as the color of white. Ceea ce înseamnă, definim zona gri dintre negru și alb drept culoarea off-white. Care este un brand exclusivist foarte scump și care, pe lângă faptul că are scris pe toate încălțările acest text, are, ca să fii sigur că ești văzut, că ai niște încălțări scumpe, are niște taguri de plastic. Cred că la asta se referea când spunea de mini-cărți, da. Mini-cărțile, da. Sunt niște, știi cum e antifurtul ăla cu soricel? Da. Așa. Și cu un dreptunghi din plastic. Un dreptunghi de plastic, practic. Ale erau mini-cărțile. Alea sunt mini-cărțile. Da. Arată ca și cum ei fi furat din magazin. Și de ce le prins această mini-etichetă de plastic? Mini-carte, măi. Prinsă cu un șoricel, se leagă de șiret, ca tu când mergi pe stradă să te vadă lumea că ai pantofi scumpi. Nu-și dă seama omul la prima vedere ce ai tu în picioare. Și așa, având șmecheria aia de plastic atârnată de șiret, sigur își dă seama și bine of cu causul din examen. Da, exact. Că puteți să aibă scris ceva pe alea. Deci e clar, ministrul Educației a spus că tehnologia depășește în momentul ăsta funcționarea ministerului, ceea ce este evident, și modernitatea. Altceva era dacă scria, era LV cu semnele alea, sau Y SL, da. Yves Saint Laurent, da, da, da. Lui Fonto. Da. Gucci, dacă scria Gucci, era treabă. Și mai de demult, prin anii 90, erau foarte la modă niște tricouri. Cred că domnul Alexandru și aduce aminte, alea nu le-ar fi confundat cu minicări. Scria de puta madre. Alea dacă ar fi fost. Iar fata a spus, citez, mi-au zis, ce e cu Adidașii ăștia? Și m-au pus să aleg. Ori mă descalț, ori plec acasă. Și normal că am preferat să stau desculță ca să pot da examenul. Asta Bă, trebuia să scrie Adidas. Dacă scrie Adidas, se recunoștea imediat. Poate și domnul ministru ne ascultă acum la un Panasonic. Te gândești? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.